Salut! Mi-am luat tricou de camuflaj din Decathlon și vreau să arăt că și mâncare e tot de camuflaj. Pe aceeași culoare. Da. Suntem la mine la firmă unde lucrez eu și am pus eu niște afișii cândva, dar văd că au dispărut. Dar neamurile proaste au rămas. Arată așa la bucătării. Nu, am pus aici mare pe perete. Hashtag neamuri proaste, că nu sunt ștare să-și plătească vasele, știi? E super simplu, am să mai fac o dată filmare. De exemplu, nu se ține jegul ăsta, înțelegi? Iei de aici, pui puțin apă în el, da? Lași o secundă, da? Hai să facem un test. Lăsăm așa și pentru vorbim pe trecut. Dar nu de asta am înregistrat, nu de asta vreau să înregistrez. Ce se întâmplă? Eu folosesc cutiile de înghețată. Și pentru că lucrez în ambalaj, sunt foarte atent la codurile de reciclări, să numesc. Niște coduri de reciclări. Și plasticile sunt de 7 feluri. Sunt 7 feluri de plastic. Da? PET e unul, mai este PES, mai multe chestii. Polistiren expandat. Uite astea, căcaturile astea. N-am acum să vă arăt. Mă rog, cele mai nașpa sunt farfurile de polistiren expandat. Mănâncă colegii mei, că v-aș arăta. Așa. Și cutiile de înghețată sunt polipropilen. Da? PP se numesc. Cod de reciclare 5. Și le folosesc cu încredere pentru că mă gândeam eu în capul meu, zic, băi, stau în congelator, li scot, minus 20 de grade, li pun, li microdut, de mă rog. Și mulți oameni ziceau, nu mă, că și ăsta e plastic, treaba e nașpa, că, na, e plastic și are, elimină niște chestii, ftalat să numesc căcaturile alea care sunt toxice din plastic, dar polipropilena nu. Și acum, ne distrăm puțin, da? Timp de 2 minute. Întorc camera. Aici sunt cutii de alimente pe care colegii mei au venit, le-au lăsat și nu le-au mai... Da, le-au... Ok. Și o să iau niște cutii din astea care se vând la magazin, precum cutiile de alimente. De exemplu ăsta. Asta o cumpăr de la magazin, cutiile de alimente, da? Să vede, asta e să vedem dacă reușim să vedem codul de... E cumpărat din IPA, nu știu ce. Se vede codul? Codul este 5. Nu știu dacă se vede. A, cum fac? O secundă, stați așa să găsim un... Da. Credeți-mă pe cuvânt atunci. Stai așa, ia. Uite, 5. Polipropilenă, da? Deci asta este o... Luăm așa, cutii la rând. De exemplu, aia de jos. Nu, era un albastru fain, am văzut-o ieri. Uite asta. Asta e cutie specială de reciclări, da? Box, nu știu ce. O da cineva bani pe ea, goală. O cumpărat-o goală, da? Codul de reciclare este... Scrie aici pe ea, dacă se... Cred că se vede, da? Între minus 25 și plus 100 de grade. Iar codul de reciclare este 5. Polipropilenă. Ok? Următoarea cutie, la mișto. Uite, o luăm pe asta de aici, care și asta e vândută precum cutii de alimente, știi? Nu e cutii de înghețată, cutii de alimente. Iar pe spate, cutii de un litru, iar pe spate are codul de reciclare. Un litru, nu știu ce, iar codul de reciclare este 05, polipropilenă. Mai are sens să vă mai arăt câteva ca să nu pierdem timpul. Dar asta e cutii de cumpărate de la Ikea. Asta e o cutie cumpărate de la Ikea. Asta e o cutie cumpărate de la Ikea, da? Scrie pe ea Ikea. Da, iar codul de plastic, la fel, scrie, bag-o la microdudi și la congelator, da, aici sunt semnele. Iar codul de reciclare este scris aici, PP01. Da, PP înseamnă polipropilene, nu are între unghi. Ok. Hai să mai vedem, niște cutii. Uite, asta este o cutie de înghețată. Asta e o cutie de înghețată, nu? Ia să vedem ce scrie pe spatele ei. Asta e prima dată când o văd, n-am pregătit nimic. Dar asta nu are codul de reciclare pe ea. Da, nu are codul de reciclare. Scrie ceva, telefon. Da, nu are codul de reciclare. Să luăm altă cutie, nu știu. Uite, să o luăm pe asta, de exemplu. Asta. Scuze. Au. O luăm pe asta de aici. 0,6 litri. Codul de reciclare este... Hai. Hai cu clarul. PP5. Se vede, nu? PP5. Mă rog, în general, cam toate cutiile de aici, absolut toate cutiile de aici, au cod de reciclare PP05. Adică sunt făcute din polipropilenă. Uite, asta e o cutie, uitați-vă puțin, asta e o cutie care se vinde din aia șmecherită, știi, scoate aerul din ea, etanșeizează aici, să nu iasă mirosul, să nu știu ce. Da? Codul de reciclare, nu-l are. Da. Codul de reciclare, se vede, sper să se vadă în lumină. Se vede, nu? PP5. Nu? Și scrii, mergi la 100 de grade, mergi la congelator, să aici e congelator, minus 20 într-o 100, iar codul de reciclare este, hai că nu mai e, PP5. Da? Ok, cam asta e. În general,
Recomand, aia, să le lasă, le vedem pe astea de sus. Astea de sus, îți din așa. Hai că deja e hărmulai. Asta de sus, uite. Da, la fel, e cutii din asta vândută special, iar codul de reciclare este... Reciclare, mă rog, codul de reciclare. PP5. So, cam toate sunt polipropilen. Așa că dacă vă apucați să cumpărați cutii din ghețată și vă gândiți că plasticul nu este, el nu este foarte bun și... De, practic este. Adică voi cumpărați cutii din ghețată goale la nivel de cutii de storage. Iar eu am cumpărat cutii pline cu înghețată și folosesc cutia la același preț. Cutia cu înghețată, plină cu înghețată, costă cât o cutie din asta, goală. Făcută tot din polipropilen. Este făcută tot din polipropilen. Deci, în principiu, dacă vedeți PP5, este ok, e safe. Iar eu țin mâncarea în frigider, cât e în frigider? 3 grade, nu? Ea merge între minus 25 și 100 de grade. Iar eu o țin la 3, adică aproape din... Foarte aproape de, mă rog, la mijloc, vreau să zic. Destul de departe de capetele. De... Deci e super ok. Da? Cutiile de înghețată sunt safe din punct de vedere al vânzătorilor de cutii de alimente. Ne întoarcem la hashtag neamuri proaste. Și aici este un vas care era murdar în care am lăsat puțin apă. Da? Foarte puțin apă. Și acum doar îl clătesc, frate. Da? Ui mei, e greu? Nu, serios, e greu? Ia, asta ce? N-ai, mă, n-ai. Ăștia, deci, pariez că dintre toți ăștia de aici, din firma asta, se iau. Atât, atât trebuia să facă, ca să nu arate ca la porci. Ia uite. Pariez că în firma asta sunt o grămadă din ăștia oripilați. Vai, dar e nașpa, dar țigani, dar miroase urât, dar gunoi pe stradă, dar nu merg autobuzele, dar nu am cum să vă zic, dar totul e nașpa, dar nu știu ce, nu? Nu sunt stare să-și clătească vasele în bucătărie. Asta e România, mă. Asta e România. Bine. Camo! Ceau. În stânga avem mâncarea mea care i-a dus la borcan. Da? Fasoli. Fasoli. Iahnie de fasoli. Foi de dafi, nini de bahar. Faină, făcută faină. Nu știam că se pune de bahar, dar am pus. Iar aici este o supă și ăsta era felul de nu mai deschid, că l-a terminat colegul meu, e grețos. Da? Iar aceste chestiile astea, ambalajele astea, sunt din polistiren expandat, care este unul dintre cele mai poluante materiale, cel mai greu de reciclat, aproape zero se reciclează polistiren expandat, băgat într-o pungă, da? Băgat într-o pungă și... valabile 20 de minute, cât au mâncat. Astea le aruncă la gunoi, nu? Și pleacă sus. Eu termin mâncarea mea și voi spăla borcanul, pe care îl voi folosi mâine. Iar el oricare ar fi el, acesta, el, consumatorul de mâncare de la cantină, mâine cumpără iar dudile astea. Alte farfurii. Și face 20 din astea pe lună, în fiecare lună. Da? În fiecare lună face 20 ceva de astea și 20 ceva de astea. Să ce? Pentru ce? Și 20 de pungi de plastic. Pentru ce? Da? De asta gătesc și mi-aduc la borcan. Dacă ești puțin eco. Mă rog. Asta așa printre altele. Bine.